aici, la noi acasă. Am discutat împreună cu comisarul Gentiloni cum, care este progresul nostru pe îndeplinirea condiționalităților, celor 9 condiționalități. Am vorbit despre faptul că din cele 9, 3 sunt deja realizate, pe celelalte mai avem de lucru și sunt altele 3 care avem și mai mult de lucru. Am discutat și despre asistența macrofinanciară. Am mulțumit comisarului și comisiei pentru bugetul suplimentar alocat pentru Republica Moldova în acest an. De asemenea, am discutat despre diferite recomandări pentru ca asistența macrofinanciară să poată să fie utilizată și mai eficient, în așa fel încât să putem să ne ajustăm reglementărilor europene, dar și să susținem economia noastră. Este, dezvoltarea economică este prioritatea Republicii Moldova și prioritatea guvernului. Și atunci am discutat diferite aspecte legate, în primul rând, de comerț și exporturi în Uniunea Europeană. Am apreciat faptul că avem o deschidere pentru liberalizarea în continuare a comerțului cu Uniunea Europeană, ceea ce creează oportunități și pentru investiții străine, dar și pentru creșterea volumului de exporturi ale produselor din Republica Moldova. Noi de asemenea vrem să diversificăm produsele pe care vrem să le exportăm în Uniunea Europeană. Am analizat și oportunitățile legate de reducerea tarifelor de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Asta tot trebuie să ne dea un impuls pentru comerț, pentru schimburile sociale și comerciale. Eu am exprimat comisarului Gentiloni interesul, din punctul de vedere al Republicii Moldova, de a fi inclus în exercițiul programului de reformă economică. Asta este necesar pentru ca noi să ne consolidăm capacitățile de a stimula economia. Și așa cum menționam și anterior, cea mai bună formă de asistență socială este un loc de muncă bine plătit și acest lucru trebuie să-l înțelegem cu toată lumea și respectiv avem obligația să stimulăm creșterea economică. Vă mulțumesc mult, domnule comisar Gentiloni, pentru implicarea dumneavoastră personală în susținerea Republicii Moldova. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, și bună ziua, domnule prim-ministru Recean. Da, noi am avut o conversație foarte bună cu privire la situația economică din țară și situația actuală, precum și următorii pași în legătură cu sprijinul UE și relațiile dintre UE și Republica Moldova. Noi cunoaștem că Republica Moldova s-a confruntat cu o provocare imensă în acești ultimii 2 ani. În primul rând a avut loc pandemia și care a fost o provocare comună pentru toată lumea, după care criza energetică și transformarea energiei în armă de către Federația Rusă și, desigur, că impactul războiului, amenințările hibride pentru suveranitate, consecințele războiului în sensul refugiaților. Eu cred că Republica Moldova și conducerea din Republica Moldova a fost capabilă să facă acest lucru clar pentru comunitatea internațională, nu doar pentru Uniunea Europeană, și anume modul în care țara face față acestor șocuri cumulative. Și aceste șocuri au fost abordate
noi suntem mândri să, să contribuim și noi la abordarea acestor șocuri. Această contribuție include la fel în jur de 295 de milioane în formă de asistență macrofinanciară anul trecut și anul acesta. Și eu vroiam să mai recunosc la fel și faptul că aceste eforturi au avut loc în paralel cu reformele ambițioase legate de această asistență, în care au fost dezvoltate de către autoritățile Republicii Moldova, Parlamentul țării. Și acest lucru este cu atât mai impresionant că suntem încă în situația în care ne confruntăm cu continuarea acestui război. Și în toate aceste crize, Republica Moldova a reușit cu adevărat să dovedească că este o țară mică cu o inimă mare. Condițiile asupra cărora am convenit împreună vor consolida în continuare securitatea energetică a țării, vor îmbunătăți mediul de afaceri, vor sprijini în lupta împotriva corupției, atât promovând supremația legii, precum și îmbunătățind guvernanța în sectorul public. Și aceste acțiuni pe care noi le-am discutat, atât legate de asistența noastră macrofinanciară, sunt și ele, desigur, foarte importante și reprezintă un aspect important al procesului de pregătire pentru aderarea Republicii Moldova în UE. Și acestea toate corespund cu cele 9 recomandări care au fost înaintate de către Comisia Europeană în opinia sa cu privire la Republica Moldova și cererea de a deveni membru a Uniunii Europene. Și cunoașteți că noi considerăm că o parte din aceste recomandări au fost deja îndeplinite în mod pozitiv, altele mai necesită angajament adițional și noi așteptăm acțiuni rapide în vederea onorării acestor angajamente în domeniul politicilor și în ce privește în mod specific asistența macrofinanciară, sunt sigur că acest lucru se va întâmpla, ceea ce ne va permite nouă să debursăm cea de-a doua tranșă din acele 145 de milioane care urmau să fie alocate în formă de două tranșe de dorit până la sfârșitul anului curent. Pe lângă această asistență bilaterală, Comisia la fel vine cu sprijin în cadrul planului nostru economic și de investiții pentru a identifica fonduri pentru a ajunge la 1,6 miliarde euro, cum a fost anunțat de către președinta von der Leyen aici la Chișinău o lună în urmă. Acest lucru va reprezenta o investiție directă în economia țării și va aduce oportunități enorme pentru companiile din Republica Moldova și cunoașteți că se fac multe lucruri pentru a organiza o conferință nouă, cred eu, în octombrie, cu privire la această platformă sau pe marginea acestei platforme. Toate aceste lucruri ne arată că avem o cale paralelă și conectată această relație dintre Republica Moldova și UE în sensul aderării sau procesului de aderare și în același timp, în pofida crizelor și în pofida războiului, activitățile autorităților Republicii Moldova de consolidare a competitivității, a capacității de atragere a investițiilor în această țară. Dați-mi voie să închei felicitând încă o dată cu privire la felicitându-vă cu privire la găzduirea acelui summit al Comunității Politice Europene o lună în urmă, fiindcă acest lucru a fost un pas critic în sensul plasării țării în epicentrul unor discuții strategice importante în toată lumea. Eu cred că acest lucru la fel face parte din posibilitatea pentru Uniunea Europeană de a arăta, de a da dovadă de unitate și determinare și de a promova valorile noastre în aceste timpuri de război sau agresiune în țară. Deci Comisia va continua să
Vă susțină, domnule prim-ministru, și eu sunt sigur că noi vom continua această colaborare fructuoasă în următorii ani. Vă mulțumim foarte mult! Comisar European pentru Economie, vă mulțumim pentru declarațiile de presă. Stimați colegi, evenimentul de presă de aici de la Casa Guvernului s-a încheiat. Vă mulțumim pentru prezența. Thank you very much.